Ne întoarcem la ceea ce ai făcut tu în jungla amazoniană. Și în munții Anzi. Și în munții Anzi. Deci un proces de transformare complexă. Pentru că ai pus o distanță, e important să pui o distanță fizică și să schimbi mediul atât de radical cum ai făcut-o tu, ca să fie un proces puternic? Eu am plănuit excursia în Peru de foarte multă vreme, mai ales că eu am acolo un grup de 20 de prieteni s-au întâlnit pentru mine după ce am ieșit din junglă, dar vorbesc de 20 de prieteni la vârste de 50, 60, 70, 80 de ani, am fost ambasador, foști, adică oameni serioși, care mă tot așteptau să mă duc în Peru și o parte din ei, deși sunt din acea zonă, n-au trecut niciodată o experiență cu șamani, acolo este o treabă națională, o treabă, totul este considerat medicament, tot ce faci acolo, toate ritualurile sunt de acolo, e totul perfect. Și am așteptat să se miște niște lucruri, pentru că am plecat în junglă cu un grup de 29 de oameni. Am așteptat pentru că am vrut neapărat prin filiera asta să mă duc acolo. A căzut exact pe perioada de Revelion, perioada post-Crăciun, și mi-am dorit să fac acest drum cu ei. Aș fi putut să-l fac și altfel. De ce mi-am dorit să-l fac cu ei? Uite că nu știu, dar a fost o hotărâre foarte bună, totul a fost perfect, a fost minunat. După ce am terminat cele 10 zile cu ei în junglă, eu am continuat peste o lună singură cu rucsacul în spate sau cu întâlnire cu acești prieteni. Am fost în Scorburi, în munții Anzi, am fost peste tot, am fost în sala Machu Picchu, știi că am făcut și transmisiuni directe de la Machu Picchu. Ei bine, când am ajuns în junglă, dorința mea a fost aceea de a mă întoarce în mine și de a face această transformare și de a elimina orice altă preocupare. M-am spălat la râu cu niște frunze care au făcut pielea foarte delicată, am mâncat numai mâncare vegetariană care la un moment dat nu mai puteam mânca și la un moment dat mi-am dat seama că eu nu mai am nevoie nici de aceste challenges din jurul meu, pentru că a fost de fapt un proces de reinventare pentru mine și am vrut să mă reinventez în ceea ce sunt eu acum și aici. Și în acest proces am hotărât că 4 zile nu mai mănânc deloc, decât beau apă, doar am băut apă, și am făcut sport, alergam, făceam ture prin junglă. Vreau să-ți spun că transformarea este una extraordinară. Dacă mi-ai fi spus să o fac înainte, nu știu exact cât aș fi făcut-o, dar acum mie mi-este foarte la îndemână. De asta spun și celor care vor să facă să se reinventeze. Reinventarea este absolut obligatorie în decursul vieții de câteva ori. Este absolut obligatorie. Nu poți trăi în aceeași energie. Te îmbolnăvești. Nu se mai învârt rotițele la chakra așa cum trebuie. Nu se mai deschide floarea de lotus. Ajută transformarea prin care cineva trece și în relația pe care o are, sau există și varianta în care s-o distrugă de tot? Eu am tot prevestit asta, așa cum am și prevestit că o să vină o vreme în care toată lumea va trage la spiritualitate după ce au împușcat-o și au pus-o la zid. Vor fi din ce în ce mai multe cazuri de separări, de poate chiar de divorțuri sau de discuții între prieteni și între soț și soție pe tema spiritualității.